Astăzi este duminică, 6 noiembrie 2011 și mă aflu în orașul Întorsura Buzăului, din județul Covasna. Și stau de vorbă cu o tânără columbofilă și foarte pasionată. Dincolo de asta este o crescătoare cu foarte multă răbdare, dragoste pentru porumbei și în ultimul timp rezultate foarte bune. Este vorba despre Diana Aene. Sărăduna, Diana! Aseară am fost invitat și am participat la festivitatea de premieră a clubului vostru și cu plăcută surprindere am constatat că tu ai fost, cred, de departe, crescătoarea care a obținut cele mai multe cupe și medalii, pentru care te felicit. Mulțumesc! Și vreau să te întreb pentru început, să-mi spui câteva cuvinte despre categoriile la care ai obținut trofeele de aseară. La ce categorii și ce premii? În general pot să spun că am obținut trofeele cam la toate categoriile. Dar cele care mă satisfac cel mai mult sunt cele de fond, as, general crescător, general palmares și așa mai departe. Toate categoriile sunt importante, dar vreau să spun că un concurs de fond este mult mai greu decât un concurs de viteză. De ce, Diana? De ce e mai greu? Trebuie să pregătești mai bine porumbeii sau... De ce consideră tu că e mai greu un concurs de fond? E mai greu prin faptul, deci distanța foarte mare și prin faptul că, da, trebuie să pregătești mai bine porumbeii și e o altfel de pregătire decât la concursurile de viteză. La concursurile de viteză trebuie să faci porumbeii să aibă rapiditate. La concursurile de fond, în schimb, trebuie să faci porumbeii să aibă constanță. Deci dacă vine de la zbor constant, cu aceeași viteză și nu se oprește nicăieri, poți fi sigur că ajungi undeva acolo pe podium. Dar dacă un porumbel de viteză îl bagi la fond, există posibilitatea că s-au mai întâmplat cazuri să vină o etapă. Dar a doua, deja îmi mai, lasă forță. Mai greu, da. Nu mai face față. Eu ieri te-am văzut, am stat câteva minute lângă tine în crescătorie, te-am văzut în mijlocul porumbeilor tăi, te-am văzut cu câte dragoste te-a plecat asupra lor și mi-am dat seama că iubești foarte mult. Consider că porumbeii tăi se întorc acasă și din dragoste pentru crescător? Da. Cineva spunea că, în general, porumbeii se întorc acasă 80% din dragoste pentru crescător. Dar dragostea asta pentru crescător trebuie să-l o dai. Să-l insufli, nu? Da, da. Deci dacă mergi zi de zi, vorbești cu ei, în fiecare zi, de exemplu, da, nu mergi dimineața, le pui mâncare, ce le trebuie, pleci și te mai duci seara, faci același lucru. Deci nu. În cursul zilei, peste zi, mai mergi la ei, mai vezi, mai nu știu ce, mai vorbești cu ei. Tu cam timp, cât timp îți permiți să le aloci zilnic în sezon, în extra sezon, de exemplu? Deci nu foarte mult, nu pot să spun că foarte mult, dar... Unde prind o pauză de o portiță de 5 minute, mă duc repede la ei, mai vorbesc cu ei, mai nu știu ce, și așa au prins încrederea asta în mine și sunt cu mine, deși ori sunt în crescătorie, ori nu, ei se comportă la fel. Înțelegeți? Sunt la de-a lor. Diana, consider că în columbofilie există și secrete în obținerea succesului sau totul este foarte multă muncă, energie, pasiune? Da, deci există și secrete. De exemplu, sunt mari crescători care au secretele lor. Important e să știi să ai grijă de ei, să știi să le păstrezi sănătatea. Asta e cel mai important. Antrenamentele și antrenamentele contează. Dar, da, e un secret al fiecărui porumbel în parte. Deci fiecare porumbel în parte are secretul lui. Înțeles. Tu ești o persoană răbdătoare cu porumbeii? Da. Cam cât timp, de exemplu, câți ani sau acorzi încredere unui porumbel până să îl elimini din crescătorie, de exemplu, sau să îl îndepărtezi? Să știți că nu pot să zic că elimini un porumbel din crescătorie. Nu? Nu. Cei care nu fac față, la un moment dat se pierd la zborul. Cedează, nu? Cedează, dar să elimin eu un porumbel din crescătorie n-aș putea. Deci nu. Femeile tot timpul sunt mai sensibile. Pedigreilor la porumbei ce importanță le acorzi? Au ele mai mare importanță decât valoarea în sine a porumbelului? Uneori da, uneori nu. Să știți că părerea mea asta e. Am
tânără care e cu locul 1 la AS și vreau să spun că nu are pedigree. Am primit o cadou de la un crescător bătrân din linia lui de acum... De aici, din zona voastră? Da, din zona noastră. Și vreau să spun că mi-a zis într-o zi să merg până la el, m-am dus până la el și mi-a dat 4 porumbei. Între care s-a aflat și această femelă, nu? S-a aflat și această femelă și celelalte două care au în urma la fund. Deci, din 4, 3... S-au dovedit exemplare foarte... Și nu au fărit greu, pentru că domnul e un crescător vechi de acum 30-40 de ani. Da, și nu ține o evidență foarte clară a originilor. Da, da. În schimb, are foarte mare experiență la, la corpul porumbelului. Deci, cum arată porumbelul la mână, cum e, ce aripă are, ce îl simte, stem, da? Ce, da. Deci, știe, are el secretul lui, știe de ce mi-a dat, ce mi-a dat. Da. Diana, în obținerea unor performanțe columbofile de vârf la nivel național, de exemplu, ce consider că are o mai mare importanță? Pregătirea pe care un crescător o asigură porumbeilor săi sau valoarea intrinsecă a porumbeilor? Ce contează mai mult? Timpul și energia pe care cineva o alocă porumbeilor săi, hrana, medicamentația, timpul la antrenamente sau valoarea unui porumbel, din ce linie provine, dacă este dintr-o linie foarte bună, ce consider că primează? Deci, ce pot să spun? La asta, părerea mea, contează valoarea porumbelului. Deci, în primul rând, valoarea porumbelului. Da. Da, și un porumbel fără valoare poți să-l duci undeva, dar nu poți să-l duci atât de sus. Să ajungă campion național, de exemplu, da, nu? Cum mai duci un porumbel de valoare. Deci trebuie să te ajute și valoarea lui, nu? Normal. Asta e... Ca să-l aduci pe podium. Părerea mea. Poate... Alții gândesc altfel, dar asta e părerea mea personală. Diana, norocul ce importanță consider că are în sportul columbofil? Norocul. Foarte, foarte mare. Mare? Și când îți trebuie noroc? Atunci când pui porumbei la pereche, de exemplu? Atunci când scoți pui? Atunci când se întorc porumbei de la concurs? Atunci când, de exemplu, vin mai mulți de la o etapă și trebuie să-ți intre unul la nume care e mai bine clasat? Când? Tot timpul? Tot timpul îți trebuie noroc. Deci la orice faci, îți trebuie noroc. Pot să zic că până acum am avut noroc. Da. Dar sper să am și pe viitor. Selecții la mâna porumbeilor, ce importanță îi acorzi? Elimini, de exemplu, pui din cuibar dacă nu-ți plac? Cum au început să crească? Cum... Pui din cuibar, deci pot să spun, îi elimin. Doar cei care îi văd că ar avea semne de boală sau ceva de genul, pentru că atunci vă dați seama că nu ai cum să riști să faci... Mare performanță. Da. Și mai bine îi dai de acolo din cuib. Dar în rest... Îi acorzi șansa coșului fiecăruia dintre ei, nu? La fiecare are șansa lui. Acum eu am înțeles că tu zbori porumbei după metoda văduvie, adevărat? Da. Zbori și mascul și femele? Eu femelele doar. Numai femelele, da? Și ești mulțumită de rezultatele lor? Cum se comportă? Da, foarte mulțumită. Da? Da, sunt foarte mulțumită. Păi se vede, astea sunt câteva din... Am văzut doar câteva dintre ce... Dintre cupele care le-am obținut aseară. Pentru sezonul competițional 2011, ce planuri ți-ai făcut? Ce dorești să câștigi mai mult decât anul ăsta? La ce categorii ți-ai dori o anumită cupă pe care, să zic, n-ai obținut-o până acum? Ce să vă spun, la orice categorie, deci mi-aș dori un rezultat la nivel național. La nivel național. Acolo vreau să ajung acum. Am după aceea, cu pași mărunți se ajunge, dar vă dați seama că nu pot să spun că anul viitor sau peste 2 ani. Dar sper că o să fie. Eu îți mulțumesc mult, Diana, pentru amabilitatea acordării acestui scurt și prim interviu. Îți doresc în continuare să ai multă putere de muncă, aceeași energie, pasiune și ambiție și să obții rezultate din ce în ce mai mari an de an. Mulțumesc mult și eu mulțumesc pentru prezența ați sosit aici între noi. Bine, și sper că v-ați simțit bine la noi. Foarte bine și vă mulțumesc mult încă o dată pentru invitație și în măsura timpului disponibil vă promit că o să particip și o să fiu alături de voi și în anii următori. Vă așteptăm. Sărbătoare.